Bine ați venit la conferința pentru apologetică. La Biserica Shega vă spunem bun venit tuturor celor care ați ajuns. E foarte posibil ca o bună parte să fie încă pe drum sau la serviciu și să ajungă în sesiunile următoare. Ne bucurăm să fim împreună. Sunt prieteni, dragi frați din Oradea, văd, din Arad, de pe lângă. Tuturor vă spunem bun venit și ne bucurăm să putem fi împreună această zi și jumătate, care vom sta în diferite sesiuni, în pauze, întrebări și răspunsuri, în jurul mai multor teme, teme pe care deja le-ați văzut, cu care sunteți familiarizați și titlul, cel puțin în această parte, după masa aceasta și mâine, vrem să aprofundăm și conținutul și răspunsuri în dreptul acestor teme și preocupări, frământări. Împreună cu noi este Stefan Gustafsson, este din Suedia, directorul Centrului Apologia din Stockholm, este autor, conferențiar. Ne-am întâlnit cu mai mulți ani și anual la summitul European Leadership Forum din Polonia. Mă bucur foarte mult că este împreună cu noi, este într-un tur în câteva țări din Europa și pentru aceste două zile este împreună cu noi în Arad. Stefan, welcome and we are glad to have you and we are ready to begin the sessions. Thank you so much for the invitation. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. It's a pleasure for me to be here. It's one of my first time in Romania, actually. Este o bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră. Este una dintre primele mele vizite în România. So I'm really looking forward to those two days together. Aștept cu nerăbdare aceste două zile împreună. I'm really sorry I don't speak your beautiful language. Îmi pare rău că nu vorbesc limba dumneavoastră frumoasă. But I'm really glad we have another Stefan here who Dar can help me. Mă bucur că avem un alt Stefan care mă ajută. And I hope we can have a good dialogue even if we don't speak the same language. Și sper să avem un dialog bun chiar dacă nu vorbim aceeași limbă. So in the program we will have several sections for Q&A. În program ați văzut că avem câteva secțiuni pentru întrebări și răspunsuri. So I hope you we'll have a lot of questions and please feel free to ask also your objections to what I am saying. Sper să aveți multe întrebări și de asemenea să vă simțiți liber să adresați chiar și obiecțiile pe care le aveți cu privire la ceea ce voi spune. This first session has the theme Biblical Foundations for Apologetics. Această primă sesiune are ca temă fundamentul biblic pentru apologetică. So I would like to explain what apologetic is and why it is important. Aș vrea să explic deci ce este apologetica și de ce este importantă ea. So let's begin with the question, what is apologetics? Haideți să pornim cu întrebarea ce este apologetica. The word itself comes from the Greek and it's the Greek word apologia. Cuvântul însuși, termenul însuși vine din cuvântul grec apologia. And we have it 18 times in the New Testament. Și l-avem prezentat de 18 ori în Noul Testament. So in many different places in the Greek it says apologia. Așa că în multe locuri din aceste ocurențe în greacă se spune apologia. The background for that word is the legal setting, the courtroom. Fundamentul pentru acest termen este partea aceasta legală de sală de judecată. So in the court in antiquity, you had first the accusation. Într-o curte de judecată în antichitate ai întâi de toate partea de acuzare sau acuzatorii. It was called a categoria. A fost numită categoria. So the prosecutor said, "We think you are the murderer." Și acuzatorul venea și spunea, "Noi credem că tu ești făptașul, criminalul." And here's the argument why we think you are the murderer. Și iată care este raționamentul, care este argumentul pentru care noi credem lucrul acesta. But then of course, the defense also had a chance to say something. Sigur că după și apărarea are șansa ei de a spune ceva.
And that was called an apologia. Și lucrul acesta s-a numit apologia. To give a defense. A prezenta o apărare. No, I'm not the murderer. Nu, nu sunt făptașul, răufăcătorul. When the man was killed, I was in a different city. Când acea persoană a fost omorâtă, eu eram într-un alt oraș. And I have a number of witnesses who can confirm that I was in that city when this man was killed here. Și am un număr de martori care pot confirma că eu eram în acel oraș când acest om a fost omorât aici. So I'm innocent. Așa că sunt nevinovat. So in most places in the New Testament, în cele mai multe locuri din Noul Testament, apologia is translated defense. Apologia este tradus cu apărare. Or just answer. Sau simplu răspuns. If we want an easy definition of apologetics, dacă vrem o definiție simplă a apologeticii, we can say it has two different dimensions. Putem spune că are două diferite dimensiuni. It has to do with explaining the content of the Christian faith. Are de a face în primul rând cu explicarea conținutului credinței creștine. Because when we talk about apologetics, it's of course Christian apologetics. Pentru că atunci când noi vorbim despre apologetică, ne referim de fapt la apologetica creștină. We want to give defense for the gospel of Jesus Christ. Și nu vrem altceva decât să avem o apărare pentru Evanghelia Domnului Hristos. And the first step is to explain the content of what we believe. Și primul pas este să explicăm conținutul a ceea ce credem. And the second aspect is to defend the truth of what we believe. Cel de-al doilea aspect este să apărăm adevărul a ceea ce credem. Primul conținutul, apoi adevărul a ceea ce credem. Even though we have a long Christian history in Europe, so many people don't know the content any longer. Cu toate că avem o istorie așa de lungă a creștinismului european, mulți astăzi nu știu conținutul a ceea ce înseamnă creștinătate. In my country, the Christian faith has been for more than 1000 years. În țara din care vin, credința creștină dăinuiește de mai bine de 1000 de ani. And it has of course been the biblical message that has given the understanding of a word like God. Și sigur că a fost mesajul biblic care a dat înțelegerea acestui termen de Dumnezeu. So, 100 or 150 years ago in Sweden, you could say God and everyone understood what you meant. Cu 100-150 de ani în urmă, puteai să spui Dumnezeu și toată lumea știa la ce te refereai. Because it was the biblical content of the word God that everyone had. Pentru că concepția tuturor despre Dumnezeu era ceea ce spune Biblia despre Dumnezeu. But that is not so any longer. Lucrul acesta s-a schimbat și nu mai e valabil acum. If I stand up in the university in Stockholm and I say God loves you or something. Dacă mă ridic și spun în universitatea din Stockholm Dumnezeu vă iubește, de exemplu, I have no idea what people are thinking about the word God. Nici nu pot imagina ce se gândesc oamenii când aud acest cuvânt Dumnezeu? Some people would think about God like they do in the Eastern religions. Unii se gândesc la Dumnezeu așa cum se gândesc cei din credințele orientale. So like in Hinduism and Buddhism. Hinduismul sau budismul. God is the impersonal divine. Dumnezeu este acea ființă divină impersonală. So that actually everything is divine. Și de fapt totul este divin. You are God, I am God, the sun is God, everything is God. Tu ești Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu, soarele Dumnezeu, totul este Dumnezeu. Others will have a more psychological understanding of the word God. Alții vor avea o înțelegere mai mult psihologică asupra ceea ce înseamnă Dumnezeu. So they think that God is a symbol for the deeper dimensions of the human being. Și vor înțelege că Dumnezeu este o explicație a unor profunzimi cumva umane. Others think that God is like a Santa Claus, a man with a big beard. Alții o imagine mai simplistă, unul asemănător lui Moș Crăciun cu o barbă mare.
None of this is the biblical view of God. Dar niciuna dintre acestea nu este viziunea biblică asupra lui Dumnezeu. The biblical view of God is of course that God is a personal God. Viziunea biblică asupra lui Dumnezeu este de cu siguranță că Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Not an impersonal spiritual energy. Nu este o energie impersonală spirituală. He is personal, but he is not like a Santa Claus, he is spirit. Este personal, dar nu ca și Moș Crăciun, el este duh. And he is not the deepest dimension of the human being. He exists in himself. Și nu este o prezență în interiorul nostru, în străfundul ființei noastre, ci este un Dumnezeu, un duh, un Dumnezeu existent în sine însuși. So I need to explain even the most basic content of the Christian faith. Ce vreau să spun cu asta este că acum trebuie să explicăm cele mai de bază conținuturi ale credinței creștine. Even more so if I say something really central to the gospel. Cu atât mai mult dacă spun ceva care e central evangheliei, like Jesus died for your sins. De exemplu, Domnul Hristos a murit pentru păcatele tale. Not many contemporary Swedes would understand what I mean when I'm saying that. Nu mulți, nu sunt mulți contemporani suedezi cu mine care ar înțelege ce înseamnă lucrul ăsta. Some people don't think Jesus have ever existed. Unii nu cred că Hristos a existat vreodată. Some people think that sin is a positive word. Alții cred, de exemplu, că păcatul este un cuvânt cu conotații pozitive. And very few people understand how can one person die for someone else. Și foarte puțin pot să înțeleagă cum poate o persoană să moară pentru o altă persoană. Yeah, you see my point. Înțelegeți ce vreau să spun. We need to explain the content of the gospel. Trebuie să explicăm conținutul evangheliei. And secondly, we need to defend the truth of it. Și în cel de-al doilea punct, trebuie să apărăm adevărul credinței creștine. Why believe this content instead of this or that content? De ce credem acest conținut în detrimentul aceluia sau celuilalt conținut? Why being a Christian instead of a secular person or a Hindu? De ce să fiu creștin în loc să fiu o persoană mai mult seculară sau hindusă? Why confess the God of the Bible instead of the God of the Quran? De ce să mărturisesc pe Dumnezeul Bibliei în loc să mărturisesc pe Dumnezeul Coranului. So apologetics relates to what we believe and why we believe. Apologetica deci are de a face cu ce credem și de ce credem. So this is what we are going to talk about these two days, what we believe and why we believe. Asta e ceea ce vom discuta în aceste două zile, ce credem și mai apoi de ce credem ceea ce credem. In one sense, it's very natural that apologetics should have an important place in the Christian faith. Într-un sens este natural, este de la sine înțeles de ce apologetica trebuie să aibă un loc central în credința creștină. Because if you think about the structure of the Christian faith, the main points of the Christian faith. Pentru că dacă ne gândim la structura credinței creștine, la punctele principale care o alcătuiesc, you will find this picture. It starts with a personal God. Veți vedea această imagine. Totul începe cu un Dumnezeu personal. The Christian faith claims that what has existed in all eternity is a personal thinking God. Credința creștină spune că ceea ce a existat din totdeauna este un Dumnezeu personal. The Gospel of John begins by saying or using the word logos. Evanghelia după Ioan începe prin a folosi acest cuvânt logos. He has been there in all eternity. He is the logos, the word. Definind pe cel ce a fost acolo toată eternitatea, logos, cuvântul. Logos, it's the same word we have in logic. Logos, același termen pe care îl avem și în logică. So the God we believe in is a thinking God. Deci Dumnezeul în care credem este un Dumnezeu și al rațiunii, unul care gândește. He is of course much more. Este cu siguranță mult mai mult. He is love and holiness. Este și dragoste, este și sfințenie. He is creativity and freedom. Este creativitate, libertate. But he is also a thinking God. He is the logos. Dar este în același timp și un Dumnezeu al rațiunii, logos. And he has created this
ordered universe. Și el a creat un univers așa ordonat. An intelligible creation that we can understand. Un Dumnezeu și o creație pe care o putem înțelege, inteligibilă. You can think about this creation. Putem să ne gândim, putem să avem procese raționale cu privire la creația asta. And you can discover natural laws. Și putem descoperi în aceste procese legi naturale. And then the Christian faith says God has created us in his image. Și mai apoi credința creștină spune Dumnezeu este cel care ne-a creat după chipul și asemănarea sa, în imaginea sa. Not that God looks like us. Nu că Dumnezeu ar arăta ca și noi, because God is not physical, he is spirit. Pentru că știm Dumnezeu nu este cu trup fizic, ci este duh. But there are some aspects of who we are that mirror what God on an infinite level what he is. Dar sunt anumite aspecte din ceea ce suntem noi care oglindesc la o scară mai largă ceea ce este el. God is a person, we are persons. Dumnezeu este o persoană, noi suntem persoane. God is thinking, we can think. Dumnezeu gândește, noi gândim. God is love, we can love. Dumnezeu este dragoste, noi avem capacitatea de a iubi. God is goodness and holiness and we understand moral categories. Dumnezeu este bunătate și Dumnezeu este dragoste și noi înțelegem categoriile acestea morale. So one of the aspects of our being is that we want to understand. Așa că unul dintre aspectele fundamentale al ființei noastre este că vrem să înțelegem. We're looking for truth and for wisdom. Căutăm după adevăr, căutăm după înțelepciune. Fourthly, the Christian faith says that this God has revealed himself. În cel de-al patrulea rând, credința creștină vorbește despre un Dumnezeu care s-a descoperit nouă. He has disclosed who he is and what he wants. Cel care a descoperit cine este și mai apoi ce dorește. There is a revelation within nature itself. Există o descoperire în natura însăși. So that when we see the beauty of this universe, we understand there must be a mighty creator behind it. Așa că atunci când privim toată frumusețea și măreția creației și a naturii, înțelegem că există un creator, că trebuie să existe un creator în spatele ei. That is what we call general revelation as theologians. Asta numim ca teologi revelația generală. And then God has spoken in history. Și mai apoi avem un Dumnezeu care a vorbit în istorie. He has given us his word. Ne-a dat cuvântul său. He has used human language to communicate to us. A folosit limbaj uman ca să comunice cu noi. And we need to use our thinking in order to read his word. Și noi trebuie să ne folosim și gândirea pentru a citi cuvântul său. And his revelation is focused on what he has done in history. Și această descoperire este focalizată pe ceea ce a făcut el în istorie. His mighty acts in Israel culminating in Jesus the Messiah. Faptele sale mărețe în istoria poporului evreu culminând cu ceea ce a făcut în Domnul Iisus Hristos. And then God has given us his law. Mai apoi Dumnezeu ne-a dat legea sa. And when Jesus is summarizing the law and giving us the greatest commandment, atunci când Domnul Hristos adună legea și ne-a dat cea mai mare poruncă, he says we are called to love the Lord our God with all our heart, our soul, our strength and our minds. El ne spune să iubim pe Dumnezeu cu toată mintea noastră, cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră. Within this structure, apologetics really makes sense. În această structură, de fapt, apologetica începe să aibă sens. With that kind of God and that kind of human being and that kind of revelation, cu un astfel de Dumnezeu, cu astfel de ființă umană și cu astfel de descoperire, it's natural that we are invited to think about our faith. Este într-un mod natural faptul că suntem invitați să gândim cu privire la credința noastră. It would actually be very surprising if
if we were not invited to try to explain and defend the truth. Ar fi foarte surprinzător, nu-i așa, dacă n-am fi invitați să încercăm să înțelegem și să explicăm credința creștină. And we can see in the New Testament that we are strongly encouraged to do apologetics. Și avem această încurajare în Noul Testament de a face apologetică. Here you have the most famous word in the New Testament where the word apologia is used. Iată, avem un text în care este cel mai cunoscut în care cuvântul acesta apologia este folosit, 1 Petru 3. It's from 1 Peter 3 verse 14-16 and it says, "Do not fear their threats, do not be frightened, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander." Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce vă bârfesc, cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. You see that Peter is speaking very broadly here. Observați, Petru vorbește destul de larg aici. He talks about our hearts. Vorbește despre inimă. To set Christ apart in our hearts. Să-l sfințim pe Hristos în inimile noastre. He talks about the calling to give answers. Vorbește despre chemarea aceasta de a da socoteală. That relates to the mind. Lucru care are legătură cu mintea noastră. And then he speaks of our good behavior. Și apoi vorbește despre purtarea noastră bună. So our lives. Așa că viețile noastre. În legătură cu viețile noastre. Let's focus on the part that uses the word apologia. Haideți să ne focalizăm pe partea aceasta care vorbește despre, care folosește cuvântul apologia. Always be prepared to give an apologia to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Fiți totdeauna gata să răspundeți, să faceți apologia tuturor celor care, oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. This is not written to pastors or church leaders. Înțelegem că nu este scris în primul rând păstorilor sau liderilor bisericii. This is written to churches. Ci este scris bisericilor. To believers. Credincioșilor. And Peter is challenging us saying, always be prepared. Și Petru aduce această provocare în mijlocul nostru. Fiți totdeauna gata. In order to always be prepared, one needs to prepare oneself. Ca întotdeauna să fim gata, trebuie să ne pregătim întotdeauna. So, here is an area where we can grow as Christians. Iată o zonă în care putem crește credincioși fiind. To be better in talking about our faith. Zona în care să fim mai buni în a vorbi despre credința noastră. To grow in our ability to give reasons for the hope we have. Să putem argumenta, să dăm socoteală cu privire la speranța pe care o avem. And you can see there is another Greek word in the text that we can understand without Greek knowledge. Puteți vedea că mai este un cuvânt în limba greacă pe care îl putem înțelege fără cunoștințe foarte multe de limba greacă. To give the reason there it says logos. Vorbește despre nădejde. Da, aici vorbește despre logos. So when people are asking about the logic of our faith, când vorbește despre logica credinței noastre, and logic is nothing else than how things fit together. Și logica nu e altceva decât a vedea cum lucrurile se îmbină împreună. So, here's a big area for us to grow in our ability to give answers. Iată deci o zonă largă pentru noi în care suntem invitați să creștem și mai apoi să putem să dăm socoteală, să răspundem. And I
think we should talk a lot with each other in the church about these things. Cred că ar trebui să vorbim mult unii cu alții în biserică despre aceste lucruri. How would you answer that question? Cum ai răspunde, de exemplu, tu unei astfel de întrebări? How would you explain that? Cum ai explica tu lucrul ăsta? So we help and stimulate each other. În așa fel încât să ne ajutăm și să ne stimulăm unul pe celălalt. Okay, here was an example from Peter about apologetics. A fost un exemplu din ceea ce scrie Sfântul Apostol Petru despre apologetică. Let's go to Paul. Să mergem la Apostolul Pavel. And here we could study many different passages in the book of Acts. Și aici putem studia multe pasaje din Cartea Faptele Apostolilor. Because Paul is constantly doing the work of an apologist. Pentru că Pavel face constant munca unui apologet. Of course he was an evangelist preaching the gospel. Sigur că a fost un evanghelist predicând evanghelia. But he combined his evangelism with explaining and defending. Dar el a combinat capacitatea aceasta de a evangeliza cu abilitatea de a apăra credința. Let's go to Acts chapter 17. Deschidem în Fapte 17, avem un pasaj. This is every apologist's favorite chapter. This is every apologist's favorite chapter. Acesta este capitolul preferat a oricărui apologet. Because in Acts 17 Paul is in Athens and he gives this wonderful speech to before the Areopagus. Pentru că apostolul Pavel în capitolul 17 este în Atena și are acest discurs faimos în Areopag. But I actually will not take us to Athens but to Thessalonica. Locul în care aș vrea să ajung este în Tesalonic. Because in the beginning of Acts 17 Paul comes to the city of Thessaloniki. Pentru că în începutul capitolului 17 Pavel ajunge în Tesalonic. And there we read verse 3 and 4. As was his custom, Paul went into the synagogue and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I'm proclaiming to you is the Messiah, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă, trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și Sila. So Paul is welcomed into the synagogue and he can speak there for three Sabbaths. Pavel este binevenit în sinagogă și este primit în sinagogă și mai apoi vorbește acolo pe durata a trei sabate. And it's a very successful mission trip. Și este una dintre cele mai de succes călătorii misionare. Some of the Jews were persuaded and became Christians. Unii dintre evrei au fost convinși și au devenit creștini. And a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women also became Christians. Și un număr mare de greci temători de Dumnezeu și femei au devenit de asemenea creștini. Now, what was behind this success? Ce a fost în spatele acestui succes? Of course it was the Holy Spirit. Cu siguranță Duhul Sfânt. Drawing people to Christ. Cel care a atras pe oameni la Hristos. Creating faith in people's lives. Dând naștere credinței în viețile oamenilor. But from the human side, Luke also tells us what Paul did. Dar din partea aceasta, din sfera umană, Luca ne spune ceea ce a și făcut apostolul Pavel. And Luke is using five verbs to describe Paul's method. Și Luca folosește cinci verbe pentru a descrie metodele lui Pavel. And I read here from New International Version which captures Luke's language quite well. Și am citit dintr-o versiune în limba engleză care surprinde bine aceste verbe. And if I take away all the other text, you can see the five verbs. Și dacă luăm chiar și celelalte texte, putem evidenția aceste verbe. He reasoned with them. El le-a explicat, a gândit împreună cu ei.
And because this was in the synagogue, the starting point was, of course, scriptures. Și bineînțeles, fiind în vorba de sinagogă, punctul de plecare a fost Scriptura. So he reasoned and then he explained. Deci a gândit lucrurile împreună cu ei și mai apoi le-a explicat. And then he proved. În urmă le-a și dovedit. That sounds like apologetics. Asta sună ca apologetica. Explaining and proving, explaining and defending. Explicând și dovedind, explicând și apărând. And then he proclaimed this message. Și în urmă a proclamat acest mesaj. And people were persuaded. Și oamenii au fost convinși. We could go through the book of Acts and see that this is a consistent pattern in Paul's ministry. Putem trece prin toată cartea Faptele Apostolilor și să vedem că acesta este un tipar pe care apostolul Pavel îl folosește cu consecvență. We can also look at what Paul did in slightly different way. Putem să ne uităm la ceea ce a făcut apostolul Pavel într-un mod puțin diferit. The logic of what Paul did in the synagogue is this. Logica ceea ce a făcut apostolul Pavel în sinagogă este următoarea. He does not need to convince them that there is a creator God. Nu trebuie să-i convingă că este un Dumnezeu creator. Everyone in that context believed in that. Toți cei din acel context credeau lucrul ăsta. When he comes to Athens, he needs to give a totally different talk. Când însă ajunge în Atena, trebuie să aibă o prezentare cu totul diferită. So in Athens, he is arguing for the biblical view of God. În Atena, de fapt, el explică și gândește în jurul acestui Dumnezeu creator. But here in the synagogue, everyone believes in the creator God of the Old Testament. Aici în sinagogă toți cred în Dumnezeul creator al Vechiului Testament. And everyone believed that the Old Testament was the word of God. Și toți credeau că Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu. What Paul needed to clarify was the role of the Messiah. Ce a trebuit să clarifice apostolul Pavel a fost rolul lui Mesia. Because most of the Jews at this time had a wrong understanding of Messiah. Pentru că cei mai mulți evrei din acest punct al istoriei aveau o înțelegere greșită cu privire la Mesia. They thought that when Messiah comes, he will defeat the Romans. Credeau ei că atunci când Hristos va veni, el va învinge pe romani. Messiah will come to Jerusalem, the city of God. Mesia va veni în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu. And with God's help, the Roman occupiers will be driven away. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, cei care au venit să ocupe și să îi țină sclavi vor fi dați la o parte. And then God's presence in the temple will come back in full force. Și prezența lui Dumnezeu în templu va veni în deplina ei putere. And then there will be a spiritual renewal amongst God's people, and then the Gentiles will join in. Urmează apoi o reînnoire spirituală completă a poporului Dumnezeu și apoi a celor din neamuri. But the first step is that Messiah will defeat the Romans. Primul pas însă din toată această secvență este că Mesia este cel care va învinge pe romani. With that understanding, the gospel is totally crazy, of course. Bineînțeles că această înțelegere a Evangheliei este cu totul deplasată. Paul preached that the crucified Jesus was the Messiah. Pavel predica că cel crucificat, Hristos crucificat, era Mesia. But Messiah shouldn't be defeated by the Romans, he should defeat them. Dar Mesia n-ar fi trebuit să fie învins de romani, el trebuia să îi învingă. And therefore Paul had to go through scriptures with them. Și atunci apostolul Pavel a trebuit să treacă cu ei prin scripturi, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. Explicând și dovedind că Hristosul trebuia să sufere și mai apoi murind să se înalțe, să se ridice din nou. Because the liberation we need is much deeper than a political liberation. Pentru că eliberarea de care ei aveau nevoie era mult mai mult decât o eliberare politică. We need a liberation from sin and death and the devil. Avem nevoie de eliberare. Eliberarea de care avem noi nevoie este una de păcat, de diavol. And that is what Jesus won when he died on the cross. Și asta a făcut Hristos atunci când a murit pe cruce. So Paul is clarifying the role of the Messiah and then he's identifying Jesus as
de Mesia. Pavel clarifică rolul lui Mesia în primul rând și mai apoi îl identifică pe Domnul Iisus ca fiind Mesia, acesta care împlinea rolul. We could continue to go through the book of Acts and show that Paul did this in all his ministry. Putem să trecem prin Cartea Faptele Apostolilor și să vedem că Pavel a făcut exact acest lucru în slujirile sale. Two chapters later, in chapter 19, he is in Ephesus. În două capitole mai târziu, capitolul 19 este în Efes. And there Luke says that Paul was arguing persuasively about the kingdom of God. Acolo unde Luca ne-l descrie ca vorbind într-un mod convingător despre împărăția lui Dumnezeu. And in Acts 26 when he stands before Festus and Agrippa. Mai apoi în capitolul 26 când stă înaintea lui Festus și Agripa. And he presents the gospel. Prezentând evanghelia. The Messiah who had died for our sins and had been resurrected. Hristos, Mesia care a murit pentru păcatele noastre și mai apoi a înviat. Then Festus interrupts him and says, "Paul, you're out of your mind." Festus îl oprește, îl întrerupe și spune, "Ești deplasat, ești nebun." Your great learning is making you insane. Multa ta știință te-a făcut nebun. And Paul responds in a very interesting way. Și Pavel răspunde într-un mod foarte interesant. He says, "No, I'm not insane. Spune what el, I'm saying is true and reasonable." Spune el, nu sunt nebun, ci prealesul Efestus, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. So it's true and it's also reasonable. Cuvinte adevărate și în același timp chibzuite. You can investigate this truth. Și ce poți să faci este să investighezi acest adevăr pe care îl rostesc. And Paul actually turns to the Jewish king Agrippa. Pavel de fapt se întoarce către Agripa. And he can say the king here knows about all this because it has not happened in the corner in the secret. Și spune, fapt, regele știe despre toate lucrurile astea pentru că nu s-au întâmplat pe ascuns, nu s-au întâmplat undeva departe de ochi. And the king affirms that. Și regele a auzit lucrul ăsta. Și confirmă asta. Okay, there was Peter, that was Paul. Apostolul Petru, apostolul Pavel. Let me say one thing about Jesus. Vreau să spun ceva și despre Domnul Hristos. If you study the Gospels, you can see there are dialogue and debates all the time in the Gospels. Citind evangheliile, vedem că apar foarte mult dialoguri și dezbateri pe tot parcursul scrierilor. You know, with computer programs, you can easily do word searches today in the Bible. Astăzi, folosind programele de pe calculator, putem căuta foarte ușor după anumite cuvinte cheie. In the four Gospels, the word taught is there 16 times. Jesus taught. În cele patru evanghelii, cuvântul a învăța este prezent de 16 ori. Proclaimed is there 20 times. Cuvântul proclamă sau proclama de 20 de ori. Preached is there 22 times. Predică sau predicat 22 de ori. But look here. Dar what will happen if I search for the word asked? Ce se întâmplă însă atunci când caut după cuvântul? 303 times. 303 ori. And the word answered? Și cuvântul răspuns? 144 times. 144 de ori. This is statistical proof that Jesus loved conversations. Asta este o dovadă statistică că Domnul Iisus Hristos a iubit conversațiile. He was constantly involved in different kinds of dialogues with people. A fost implicat constant în dialog cu oamenii. And he asked them questions. El i-a întrebat, le-a pus întrebări. And they asked him questions. Și ei l-au întrebat la rândul lor. On every page there is a dialogue in the gospel. Pe fiecare pagină există un dialog în scriptură, în evanghelii. Here we have a lot of things to learn as Christians. Și iată un loc din care avem așa de mult de învățat, credincioși fiind. To have this more the style of conversation and dialogue. Să avem mai mult acest stil de a conversa, de a dialoga. And then
Mai apoi, lastly, and a short point, why is apologetic important? În cea de-a doua parte și un argument scurt, de ce este apologetica importantă? I've tried to give you the biblical foundation. Am încercat să așez fundamentul biblic. It's an important part of what the Bible tells us. Și este o parte importantă a ceea ce ne spune Biblia. But if we think of ourselves here, why is apologetics important? Dar dacă ne gândim puțin la noi, de ce este apologetica importantă? And then my answer would be, it's extremely important in the time we are in now. Și răspunsul meu ar fi, este extrem de importantă în vremurile pe care le trăim acum. We live in a culture with long Christian roots. Trăim într-o cultură cu rădăcini foarte adânci. In some parts of Europe, the gospel has been there for 2,000 years. In other parts, 1,000 years. În unele părți din Europa, creștinismul a fost de 2000 de ani, în altele părți de 1000 de ani. But what has happened since the Enlightenment 200 years ago is that our culture has divorced itself from God. Dar ce s-a întâmplat de la iluminism încoace de 200 de ani este că cultura s-a despărțit, a divorțat într-un fel de Dumnezeu. Or divorced itself from the Christian faith. A divorțat, s-a despărțit de credința creștină. This is of course a long and complicated story how that happens. Sigur că este o istorie lungă și complicată a motivului și felului în care lucrul ăsta s-a întâmplat. But Europe is moving in a secular direction. Dar Europa se mută într-o direcție seculară. Of course there's a lot of differences between the north and the south and the east and the west of Europe. I know that. Sigur și sunt conștient de lucrul ăsta, sunt diferențe între partea de nord, de sud, est, vest. But there is also a general trend. Dar este și un tipar și un trend general cumva observabil. Not least if you look at the academic world and the media world. Numai puțin dacă ne uităm la lumea academică și la partea de media. Why has Europe divorced itself from Christianity? De ce s-a produs această ruptură în Europa între creștinism? To a high degree it is because of critical questions. La un nivel general este datorită întrebărilor cu miză mare. That a lot of people have started to say intellectually we cannot believe in Christianity any longer. Și au venit mulți și au spus din punct de vedere intelectual nu mai putem crede în creștinism. Scientifically Christianity is not true. Din punct de vedere științific au venit alții și au afirmat creștinismul nu este adevărat. Historically people have said what the Bible tells us about has never happened. Alții au venit și au spus istoric, din punct de vedere istoric ceea ce spune Biblia nu s-a întâmplat. Morally the Christian ethic is not a good ethic. Din punct de vedere moral, va spune un alt grup, ceea ce spune Scriptura nu este etică potrivită, bună. And institutionally, look at the church and all the bad things the church has done. Și evident, instituțional, uitați-vă la biserică, vin mulți și spun ce se întâmplă, uitați-vă la toate relele pe care biserica ca instituție le-a făcut. So on points after points, Christianity has come under pressure. Deci, punct după punct, creștinismul, creștinătatea s-a așezat, sau a fost așezată sub o presiune mare. And if I generalize, I would say we have not given a good answer back. Și dacă este să generalizez, voi spune că tot așa în general nu am dat un răspuns bun sau cel mai bun înapoi. I don't know of course the situation and the history here in Romania. Nu știu situația de aici din România. But if I think of my own country, too many evangelical Bible believing Christians have just locked their ears. Dar dacă mă gândesc doar la creștinătatea din țara în care vin, foarte mulți evanghelici credincioși în Scriptură și în adevărul ei și-au închis urechile. They have not engaged in those issues. Și nu au interacționat pe aceste probleme, pe aceste teme. Because there has not been a tradition of apologetics. Pentru că n-a fost o tradiție a apărării apologeticii. This has meant that the younger generation of Christians have come under immense pressure. Asta înseamnă că generația tânără de creștini este sub o presiune foarte mare. To grow up as a Christian in Europe today means that you all the time listen to two different voices. Să crești astăzi într-o vreme ca și aceasta, creștin fiind în Europa, înseamnă că ești la punctul de tensiune între întotdeauna două lucruri. A beautiful voice comes from the church and from
the Christian family. A două voci. Pe de o parte este o voce frumoasă care vine dinspre biserică, dinspre credință, dinspre familie creștină. And that voice says there is a God. Și vocea aceasta spune este un Dumnezeu. There is meaning in this life. Este sens în această viață. God loves us and has a hope for us. Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu are un plan, are speranță pentru noi. He has shown his love to us in Jesus Christ who has died for our sins. Ne-a arătat dragostea asta în Hristos Iisus care a murit pentru păcatele noastre. We are called to be his children. Și suntem chemați să fim copiii săi. We are called to serve him. Suntem chemați să-l slujim. We can have a big view of our own life. Putem să avem o imagine largă asupra ceea ce înseamnă viața noastră. We can pray to God. Putem să ne rugăm lui Dumnezeu. We can study his word and he will guide us. Putem să studiem cuvântul și el ne va călăuzi. And we know that death is not the end. Și știm că moartea nu este finalul. Okay, very encouraging and hopeful voice. O voce foarte încurajatoare și plină de speranță. But then every day. Dar mai apoi în fiecare zi. Through the educational system. Prin sistemul educațional. Through all your non-Christian friends. Prin toți prietenii necredincioși. Through media and films. Prin media și prin filme. There is another voice. Este o altă voce. So you hear it much more often than you hear the Christian voice. Deci o voce pe care o auzi mult mai des decât vocea aceea despre care am vorbit. And that voice says, "Sorry, there is no God." Și vocea aceea spune, cu părere de rău, nu este Dumnezeu. We believed that there was a God before we had science, but now we know he's not there. Am crezut că este un Dumnezeu înainte să avem știința, dar acum având știința, știm că nu este acolo. No, it does not help to pray. Nu te ajută să te rogi. There's no one to listen or interact. Și asta pentru că nu-i nimeni acolo să te asculte sau care să interacționeze cu tine. You just have to do the best you can with your life as long as you have it. Trebuie să faci tot ceea ce poți mai bine cu viața ta atâta timp cât o ai. When you die, everything is over. Și atunci când mori, totul se termină. Come on, you can't trust the book from antiquity. Hai, nu-mi spune că poți să crezi o carte din antichitate. Are you crazy? Those who wrote the Bible, they didn't know anything of the things we know today. Ești sărit în minți, cei care au scris Biblia n-au știut nici pe departe lucrurile pe care le știm noi astăzi. They were ignorant, they were filled with prejudices. Au fost ignoranți, au fost plini de prejudecăți. I wonder if we really have understood what this does with the young generation to live with those two voices. Mă întreb dacă înțelegem cu adevărat ce se întâmplă cu generațiile de acum care trăiesc la punctul acesta de tensiune între cele două voci. Psychologists uses a fancy term, cognitive dissonance. Psihologii folosesc acest termen cumva mai frumos spus, este o disonanță cognitivă. So cognition has to do with thinking. Partea de cognitiv are de a face cu gândirea. And dissonance is if I just randomly press some of the on the piano, it will be dissonance. Și disonanță ar fi exact ca și cum aș pune la claviatură și aș apăsa într-un mod aleatoriu anumite clape. So cognitive dissonance is when you have thoughts in your head that cannot be coexist. Disonanța cognitivă este acea stare în care ai gânduri în minte care într-un mod normal n-ar putea coexista. And the way to solve cognitive dissonance is to reject one thought in order to affirm the other thought. Și modalitatea de a rezolva această problemă de disonanță cognitivă este să respingi, să scoți afară, să dai la o parte un tip de gândire, o voce, în ca cealaltă să poată să locuiască acolo. So the situation is like if you stand with one foot in one boat and the other foot in another boat. Situația este o altă imagine. Dacă stai cu un picior într-o barcă și cu celălalt picior într-o altă barcă, and you can do that for some time. Poți să faci lucrul ăsta pentru o vreme. But not too long. Dar nu foarte mult. Because the boat will slide apart. Pentru că bărcile încet se vor depărta. And the only way to solve that problem is to move into one boat. Și singurul mod de a rezolva problema aceasta este să te muți într-o singură barcă. That is what has happened the last 100 years. Asta e ceea ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani. So many people in Europe have felt that the only way to solve cognitive dissonance
Foarte mulți oameni în Europa au înțeles că singurul mod de a rezolva această disonanță cognitivă este să stea cu ambele picioare în barca seculară. Because no one has shown them that you can with confidence stand in the boat of the gospel with both your feet. Și asta pentru că nimeni nu le-a arătat că pot să stea cu încredere cu ambele picioare în barca credinței. There were recently statistics in Sweden about youth work. Sunt câteva statistici recente în Suedia cu privire la lucrarea cu tinerii. 50% of those who were part of the church youth group, 50%, jumătate din cei care au fost parte din grupul de tineri al bisericii, when they were young teenagers, când au fost adolescenți, 50% of them had left the faith when they had joined university. 50% din ei, jumătate, au părăsit credința când au mers la facultate. And there are similar statistics from many other countries. Și sunt statistici similare din multe alte țări. And if you ask those 50%, why have you left the church and the faith? Și dacă îi întrebăm pe cei 50% care au plecat, de ce ați plecat? One of the main answers is I don't think it's true any longer. Unul dintre răspunsurile pe care le vei întâlni într-un mod major este nu cred că creștinismul este adevărat. So the youth group did a lot of good things. The youth group did a lot of good things. Grupul acesta a făcut multe lucruri bune. There was a tight community and friendship. A fost o comunitate adunată, închegată, prietenie acolo. And there was hopefully a proclamation of the gospel. A fost pentru o vreme cu siguranță și proclamarea cuvântului Evangheliei. But very often without apologetics. Dar foarte des fără apologetică. So the young people didn't know why they believed it. Deci tinerii n-au știut de ce cred ceea ce cred. And when they come into the university and the gospel is criticized. Și când ajung în facultate, în universitate și acolo Evanghelia este criticată, it undermines their faith. Lucrul acesta subminează credința lor. So that is a very concrete reasons why we need to develop apologetics. Asta este un motiv foarte practic, pragmatic, pentru care trebuie să creștem, să ne dezvoltăm în apologetică. So I've tried to do two things. Vreau să fac două lucruri. I've tried to give you a biblical foundation for apologetics. Am încercat să dau fundament biblic pentru apologetică. And then I try to give you a pragmatic reason why we need apologetics. Și mai apoi să vă dau un motiv pragmatic pentru care avem nevoie de apologetică. We are under attack. Suntem sub atac. And we need to defend the gospel. Și trebuie să apărăm Evanghelia. Okay. I stop there. Bun, mă opresc aici. We have some time for Q&A. For Q&A? Yeah. Of course. I suggest we do this. Vreau să vă sugerez să faceți următorul lucru. We take 2 minutes where you find a nice person close to you. Vreau să luați 2 minute și să găsiți o persoană frumoasă în jurul dumneavoastră. And react to this message. Și să reacționați cu privire la acest mesaj. What would you like to ask in relationship to what I've said? Și să vă gândiți ce ați vrea să întrebați cu privire la lucrurile pe care le-am spus până acum. And then we will have a few minutes for of Q&A here. Și mai apoi vom avea câteva minute pentru întrebări și răspunsuri cu toții. Okay, so find that nice person. Găsiți o persoană lângă dumneavoastră și interacționați cu privire la ceea ce ați auzit și văzut până acum, până aici.